Ești mândră potul lui Ganțu și vino să jucăm danțul de gănaci fără frică. Asta-i danțul lui Petrică. Eu mi-am ales meseria asta pentru că a fost aleasă, nu de mine. Clar, v-a ales-o cel de sus. Da, a fost aleasă și inclusiv numele mi-a fost ales. De ce numele? Cum adică? Numele de Petre. Da. Mi-a fost ales. Eu sunt un om simplu, un om normal. Pe scenă sunt artistul Petrică Mățu Stoian. Iar când cobor de pe scenă, sunt un om normal, în lumea mea, de zi cu zi. Da. Dar totuși îmi selectez oamenii și mi-aleg normal. Oamenii cu care stau de vorbă. Eu am avut așa o... Da, cu inima sau ce mi se cu... întâmplă. Cu ochii, da. Deci presimt în viitor ce se va întâmpla. Chiar? Nu știu. Dumneavoastră sau și altora? Eu. Eu presimt că se va întâmpla asta. Știți ce da, se va întâmpla? Da. Ce simțiți acum, uite așa, la început de an? Cam cum vă vedeți? Cam ce credeți că se va întâmpla anul ăsta? Anul ăsta o să fie un an bun. Să fie un an bun? Da, o să fie un an bun. Pentru dumneavoastră? Da, pentru mine. O să trec așa printr-o problemuță, dar o să fie un an bun. Mi-ai făcut viața un cântec, mi-ai dat mândrie după suflet și noroc și sănătate și acum le am pe toate. Ați făcut vreodată rău cu gândul, fără să vreți? Nu. Să vă gândiți... Eu sunt un om care n-am făcut rău și nu pot să fac rău. Sunt născut în zodia Fecioarei, critici până la Dumnezeu. Și ordonat să fie toate puse la punct, că asta și e. Cum... La cei 58 de ani, Petrică Mățu Stoian pare să fi descoperit secretul tinereții fără bătrânețe. Eu numai când sunt plecat de acasă, când sunt la drum, fac compromis de mănânc de pe unde nu trebuie. Da. În rest? În rest mănânc doar acasă. Chiar dacă mănânc o dată, dar mănânc masa de prânz și după aceea seara mai puțin el așa. Dar dacă mi-e foame, mă scol noaptea și mănânc, dacă mi-e foame. Dar după ce oră nu prea mâncați? Eu mănânc tot timpul. Seara, oricând, nu seara, zic așa. Ba, mănânc, nu mă pot culca flământ, că mă muși de mână. Nu-i așa? Da, mi s-a întâmplat vreodată? Visesc că mănânc și... Da. Țin minte, eu am în repertoriu peste 480 de piese. Chiar, vai, de ce era să vă rate? Ziceți-mi așa, frădunați-mi ceva, vă rog. Imediat. Da. Am peste 480 de cântece și imaginează-le că toate le știu. Știu textul. Dar de ce le știu? Fiecare cântec îl memorez ca pe un film. Și rămâne filmulețul în hard, îl duc undeva în spate. Mai multe despre viața lui Petrică Mățu Stoian vedeți astăzi de la ora 15.45 la Refresh by Oana Turcu. Am strâns bani în viață și am fost valos. S-a dus tinerețea și tot ce-i frumos. Am alergat să strâng, să strâng, Doamne mult.